Tinerii cu vârsta cuprinsă între 21 și 22 de ani știau de la unul din agresori, nepot al bătrânilor, că victimele abia au luat pensia și că au bani în locuință. Au intrat peste bătrâni în casă și au trecut la amenințări. Cum nu au reușit să afle ascunzătoarea, i-au snopit în bătaie. Bătrâna de 90 de ani a decedat, iar soțul ei de 88 de ani se află acum în stare gravă pe patul de spital. Când am venit dimineața, l-am văzut înjit în salvare, neunigine. Ce stare era? E grav. Numai sânge, se cunoște cu tot cum el băgat în... Da, băgat tot sub vârful cu tâtea. Și mi-a arătat el. Pentru bani omorât-o, nu pentru altceva. Că știu că are bani, luau piese, mă strângeam în piese, ca să-i aibă din mormântare. Da, ei era strângătoare, știe că întotdeauna se găsește la dânsa și pentru bani omorât-o. Oamenii din sat sunt îngroziți de fapta tinerilor. Cei doi bătrâni erau oameni necăjiți, iar bruma de bani pusă deoparte era pentru un mormântare. Vor ca agresorii să stea toată viața după gratii. A venit Florin, mi-a luat bani și a venit cu doi străini, cine a fost peste, nu știu. Și apoi, zice, cum? Păi zice, baba-i moartă în casă. Sunt și criminali, să fac pușcării pe viață. Că la muncă de ce nu se duc? Și este de muncă? Este. Numai dacă nu vrei, nu te duci. Este de muncă, dar ei nu mușesc. E așa să dai în cap la om pentru bani. Noaptea furi și ziua dor. Și oameni cu șcării să fac pe viață. După ce au comis crima, tinerii s-au dus liniștiți acasă. Polițiștilor nu le-a luat mult timp să le dea de urmă, mai ales că s-au folosit de RAF, câine special dresat, să dea de urma infractorilor. Descurcat? Da, perfect. A dat de urma lor? Da, da, pentru am avut, a fost de vreme, cu miros proaspăt. Ce zi? Îți pare rău de ce ai făcut? Da, regret. Cercetări sub aspectul unei infracțiuni pe care o apreciem de omor de oribil de grav, săvârșit în scopul ascunderii unei tărtării, ca și sub aspectul unei posibile tentative de omor, comisă asupra celei de-a doua victime, ambele victime fiind persoane în vârstă în jur de 90 de ani, persoană de sex feminin a decedat, persoana de sex masculin se află internată în spital. Avem în vedere și alte infracțiuni conexe. Posibil pe lângă o violare de domiciliu calificată, comisă de 3 persoane pe timp de noapte. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru faptele comise, cei 3 tineri riscă să stea după gratii până la 25 de ani.